Da, bună seara tuturor, la prietenii lui Ovidiu, încă un invitat care n-are nevoie de o prezentare, pentru că e brand, este firmă. Actor, regizor, eseist, mim, om de comunicare, să zic așa. Domnilor și domnilor, în seara asta, la dispoziția dumneavoastră, Dan Puric. Bine ați venit! Mulțumesc de prezentare și de invitație, da. Bine ați venit! Sigur, nu sunteți pe teritoriul pe care vă mișcați cel mai ușor, dar sper că găsim punți ca să circulăm pe ele de la teatru către sport, de la sport către teatru. Adică m-ați luat din tribună și mă împingeți ușor pe teren unde sunteți stăpân. Da, mă rog. Am mai dat și eu cu piciorul minge când eram copil. Domn Puric, spuneți-mi, e adevărat că tatăl dumneavoastră, care înțeleg că a fost medic, da? Da, da, da. A jucat și fotbal, da, și rugby. Da, 12 ani a făcut fotbal și 4 ani rugby. Și mi-aduc aminte, asta este ceva fantastic, imaginea aia, cum zice Berson, că de zi, imagine emanant, imagine care îți rămân în minte. El m-a făcut la 53 de ani și eu aveam 7 ani și îl vedeam extremă dreapta la Forestra Nehoiu. Deci la 60 de ani încă juca, era fantastic, doamne. Era extremă dreaptă și jucă la extremă dreaptă, se, da, aleargă, nu? Eu știu, după aia s-a transformat în Carpați Nehoiu. Așa, în Carpați. Siriu, de Siriu, unde exact. Este, da, cum, da, da, cheamă, da, pentru mine cântărețul sunt... de muzică populară, celebru. Da, 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 Benone. Benone Sinulescu. Da. Și unde? La Buzău a jucat fotbal? Nu, la Nehoiu, acolo. Era echipa Forestra, fabricii de pe mobil. Dumneavoastră sunteți din Nehoiu? Nu, sau eu sunt născut în Buzău, sunt născut în Buzău, dar n-am decât câteva zile și restul am copilărit la Nehoiu. Da, și mi-aduc aminte imaginea extraordinară, eram mic, așa, și pe tata alergând slăbuț, am și o fotografie cu el, așa, cu echipa, dar extraordinar, la 60 de ani să fii, era și fumător, domnule, vă puteți da seama. În pauză mai trăgea mai o trăgea țigară. Mai țigară, da. Spuneți-mi, da, de dumneavoastră nu s-a lipit fotbalul. Nu, eu am făcut sport, am făcut judo 4 ani de zile, am făcut performanță, mai târziu, până și acum, vreo 10 ani, am făcut taekwondo, dar, mă rog, tot, adică, cu el ne-a insuflat dragostea aceasta de sport, pentru sport. V-au plăcut mai mult sporturile de contact, să zic așa. Da, erau atractive, eram adolescent, aveam și eu vise, dar am avut parte... Aceea, acum nu mai aveți vise? Numai când dormiți, nu? Nu, acum am coșmaruri. S-a schimbat societatea în care trăiesc și este... Ce frumos zice Shakespeare, că suntem făcuți din plămada visurilor noastre și acum cred că suntem făcuți din plămada coșmarurilor noastre. Da, era perioada când eram tânăr și da, a fost frumos. Și faptul că mi-a insuflat dragostea de sport ca pe o educație, ca pe ceva natural, e nemaipomenit. Nu m-a obligat. M-a contaminat. Eu cu lucrul și cu totul și cu totul altceva. Da, spuneți-mi, ce înseamnă performanță la judo? Adică te-a fost legitimat undeva sau făceați, da, așa? Da, am fost și în lotul național, am fost campion pe București, puteam să... Dar a fost o experiență nemaipomenită, pentru că era artă marțială și, fiind artă marțială, era și educația sufletului în același timp. Îți impune o rigoare sportul și dacă îl faci sub egida artei, îți creează un stil de viață. Da, sigur, pe care eu l-am dus mai departe în artă. Te disciplinează, te învață să gândești. Să... Exact, te disciplinează. Eu l-am dus mai departe în artă. Am pus în artă această performanță, această performanță fizică dublată de performanța, ca să zic așa, comportamentală, sufletească. În teatrul românesc ei sunt aproape lipsiți total de ideea de performanță fizică. Ei stau cu fundul pe scaun și din caragile nu-i scoți. Sau din astea, știți? Bun, spuneți-mi, cât trebuie ca un actor, eu știu, de frunte, să, da, zic așa. Ce tangență? Trebuie să aibă tangență cu sportul. Până asta v-am văzut și avem imagine acum. Aveți o mobilitate extraordinară. Dansați, vă mișcați. Am făcut step, imitați. Am făcut pantomima, am făcut step, da. În primul rând, este o diferență de școală. De exemplu, în școala rusească de teatru sau în alte școli, se pune un accent fantastic pe educație fizică și pe sport, pe dans, pe această motricitate. Mari regizori, cum a fost Meyerhold, de exemplu, pe biomecanică, puneau un accent teribil pe această educație. Aștia sunt statici. N-au nicio concepție, n-au nicio toaletă de mișcare. Dacă îi pui să se miște, Laurence Olivier, vă dau un exemplu, că sărim acum dintr-un spațiu într-altul. Sărim la 70 timpul, și ceva de ani, l-au rugat, l-au cerut să joace lir. Și pentru lir, că sunt frazele alea lungi, unde trebuie să respiri, trebuie să... El s-a apucat să facă bazin de nou, domne, să-și refacă suflu.
Știu că făcuse și scrimă la un moment dat. A făcut și scrimă și la un moment dat când s-a apucat la, mi se pare, în Cabotinul al Osborne, la 50 de ani a făcut step. Adică erau oameni... Fred Astaire. Fred Astaire, oameni de o deschidere fantastică. Uitați-vă la Chaplin. Ce pregătire, când merge pe rotirele alea, nemaipomenit, ce pregătire extraordinară. Da, Stan și Bran chiar, cât par ei, de, unul da, pare cine, da, ăla da. Gras cine, Stan? Nu, ăla, ăla e Bran. Bran. Da. Da, cum se mișcă, dar, gândiți-vă, motricitate extraordinară. În perioada comediei mute și se duce la Buster Keaton, care are geniu al mișcării în toate chestia asta. Dar există teatru de dans, teatru de mișcare și există, pe mine m-a pasionat pentru că vreau să fac o formă de comunicare dincolo de cuvânt. Dincolo de cuvânt. Și am reușit să fac un teatru în care am combinat pantomima, step-ul, coreografia, artele marțiale, am făcut și ușu, am făcut, cum să zic, lucruri din care se exprime dramatic ceva. Un artist trebuie să fie, corpul trebuie să fie foarte bine pregătit, știți? Pe când la noi era o școală din asta statică și am impus altă gândire. Marile institute de teatru civilizate nu se poate. La noi nu se mai face călărie. De exemplu, eu n-am făcut călărie în institut. O scoseseră. Scrimă foarte puțin. Aproape că mă oligofrenizam. Pe dacă joci mâine pe mine într-un film de genul ăsta, tu trebuie să fii pregătit. Știți? Adică sunt lucruri care au degenerat și degenerează pentru că asta este... Da. Acum eu bănuiesc că lumea știe, dar mai spun că ăsta e rolul meu aici. Domnul Dan Puric a aplaudat și laureat și premiat în toată lumea, de la Beijing la Rio și de la Chicago la Santiago de Chile. Cum să vă spun, actor român și, dacă vreți, actor universal. Domnul Puric, e nevoie, deci, ca toată lumea să facă sport? Categorii. Noi riscăm să fim un, devenim domnule, un popor domnule, sedentar. Eu mi-aduc aminte de tata. Eu nu știu latină, dar eu ca doctor îmi spunea din când, zicea mens sana in corpore sano, zicea sit. Ce înseamnă sit? Băi, totdeauna se citează mens sana in corpore sano, dar zicea mens sana in corpore sano, sit. Minte sănătoasă în corp sănătos, trebuie. Și atunci, de exemplu, uitați-vă cum se termină poporul român. Prin educație. De exemplu, au scos și acum am înțeles că din nou au reforme în învățământ, să mai scoate din orele de sport. El este așa. V-ați uitat vreodată la aștia tineri care beau o Red Bull și sunt tot așa? Eu, de exemplu, pot fac studii de antropologie, de educație fizică, mă duc cu cățelul în parc, am un cățeluș, un labrador, am zis că sunt singurul puric cu câine din lume. Da. Și mă uit... De regulă invers. Da, de regulă este invers. Și mă uit la oamenii care intră în parc, mai zis dimineața. Vă închipuiți că am văzut așa doi grași, doi burtoși la vreo 50 de ani așa, beau două din astea de Red Bull, fumau și până s-a apucat să alerge, domnule, puternic. Vă dați seama ce sunt cu cordul. Doi, majoritatea alergă și își rup meniscul și coloana, că alergă ca niște rațe. Trei, își bagă mai ales fetele, că ies de la fitness, de acolo, mai știu ce, au din alea în ureche. Da, da, ascultă așa, muzică. Muzică, da, de atât de tare că plecă și ciorile din copac. Deci aia are timpanul praf, nu-și ascultă cordul, nu-și ascultă respirația. Alergă numai pe ciment, pe când, de exemplu, când ai cățel, motricitatea se schimbă. Te duci, faci pauze după el, alegi după el și, cum să zic, se alergă ușor, mai ales după o anumită vârstă. Până vin cardiaci de 120 de kg care stă așa. Și aia mor pe lângă tufiș pe acolo. Pe urmă, am văzut antrenori cu tipe din astea grase, cu țâțele cât masa, le punea start și viteză mare, că ei au aflat că într-un consum energetic rapid, ea slăbește, săraca. Îi făceau așa pieptul și până gâfâia și mă uitam, zic, domne, le rupe cordul, îi nenorocește. În general, în România, este o ignoranță atât de mare. Eu am făcut și cu maestri, cu maestru chinez, cu maestru Tzu, am făcut cu maestru Kang, coreeni. Au o educație a mișcării fantastică. Eu vă dau un exemplu. O organizație mondială a sănătății a trebuit vreo 1980 de ani să pună tai chi-ul în tai chi-ul, mișcare de tai chi chuan, da, da. Cum să zic, să o accepte ca o terapie. Ca o terapie. Păi eu mai țin conferințe pe la medici și mi-aduc aminte de ce îmi spunea tata. Mișcarea este medicament. Mișcarea trebuie făcută tot timpul vieții. Și la vârste diferite faci în feluri diferite. Ceea ce spunea minim 30 de minute pe zi e o prostie.
2 litri de apă, dai 2 litri de apă în măsura în care te miști ca atare. Și dacă stați să gândiți în partea aialaltă la oameni care fac de o viață întreagă, cum se zic, mișcare, când m-am dus în China și am jucat acolo, în parc toată lumea se mișca. Făcea. La noi, prin parcuri se aleargă, se aleargă aiurea, se face mișcare brută, necoordonată. Știți cine este creatorul medicinii sportive? Creatorul medicinii sportive este cu 400 de ani înainte de Hristos, a fost profesorul lui Hipocrate, Hierodicos, așa se numește, Hierodicos din Selimbria, Trac. El a creat dimensiunea de medicină sportivă și nutriționismul. Hipocrate a învățat de la el. Dincolo, de exemplu, știți că medicina are două dimensiuni. Este și de natură divină și umană. Asclepios, Esculap, zeul, avea mai multe fiice. Panacea, Acesos, Iasos, dar zicem atât, Higia, prima fată, igiena. Igiena, exact, este baza medicinei, cum să zic, preventive. Tata spunea tot timpul, bă, profilaxie, profilactie, a privi înainte. Medicina cea mai bună este cea, cum să zic, preventivă. Mișcarea e un medicament. Așa mișcarea este preventivă. Așa. Ia gândiți-vă că avem, uitați-vă la ăștia care stau pe computer așa. Ei stau săraci. Bun, 10 ore. Pormai nu face nimic, vine acasă și face tot așa. Ăla are coloana așa, pormai zice că îl doare aici, pormai discopatii astea. Eu le zic la șoferii de taxi, bă, voi știți care sunt bolile voastre profesionale? Care, bă? Aveți cervicala, hemoroizii și astea, meniscul. Păi stai așa, fumezi, aștepți în stație și când te ridici, sac, ăla ți-a pleznit, mai ales după 40 de ani. Băi, zic, când ai client, rotește-te bă în jurul mașinii. Da, șeful, am înțeles, să moară mama. De el stă tot acolo. Da, bine, e clar, suntem, din păcate, un popor care nu se mai mișcă, un popor nu numai asta, dar se cultivă. A fost la un moment dat o modă, acum 10 ani, toată lumea alerga pe stradă, deja a trecut și aia. A trecut, dar ce se întâmplă? Suntem un popor unde se cultivă ignoranța. Și se cultivă, am zis că și la nivel de președinție au scos ăștia, acum tot așa vor să mai scoate din unele de sport. Păi asta e crimă națională. Știe băiatul ăla ce faci? Știi ce consecințe are când ala stă copilul mic, gras așa de la McDonald's și bea numai Coca-Cola și asta și e deja, cum să zic, endocrin deplasat? Păi eu m-am uitat în America, e un lanț trofic de te înspăimânți. Ăla mănâncă necontrolat de la McDonald's, se îngrașă și până pleacă la fitness, unde îi rupe inima, că nu mai poate la... Pormă se duce la nutriționist, unde ăla îi dă să mănânce două boabe și îl slăbește în două luni, după care face șoc metabolic, face cât masa, după care se duce la lipoabsorție și finalul este cu inel în gât și cu stomacul tăiat. Și ăsta este lanț trofic pe care îl fac. Pe când problema este să ai echilibru în toate, măsură în toate. Să știi și calitatea hranei, să știi și felul de mișcare. Eu văd cum aleargă pe benzile alea rulante și cu aerul ăla care este ca la avion înăuntru. Păi nu e același lucru, bă, când alegi pe pământ în primul rând. Nu e același lucru. Da, eu vă mulțumesc și mă bucur că sunteți în formă. Păi știți ce m-ați provocat aici, domnule. Ce mi-a spus cineva? Zice, păi cine ai? Un prieten comun. Da. O să-l și auzim mai târziu. Pe cine ai? Pe Dan Puric. Stai liniștit, poți să fii și mut. Dar îi dai plecarea și da. Mi-a băgat o strâmbă, Cătălin. Nu se mai, da, nu se mai oprește. Domn Puric, haide, sărim de la una la alta. Foarte bine. Puțină lume știe că ați terminat Institutul de Teatru avându-l ca mentor și ca profesor pe Demrădulescu. Ah, minune. Toată lumea zice Demrădulescu, ăla care făcea bangul, sketch-uri la televiziune, da? El a fost un mare pedagog, înțeleg? Domnul un video. Profesor, un doctor. Domnul video. N-are rost. Chiar Bibanu zicea, când dădea de idioți, zicea, dragă Puric, n-are niciun nonsens să mai vorbim. Cine vorbește, domnule, de Demrădulescu? Ăștia, nei ca nimeni, era profesor, am stat cu un geniu în clasă. Era actor de tragicomedie, eu l-am văzut și în Plojin, era uriaș. Eu am stat cu Chaplin în clasă, cu Buster Keaton, cu Stan și Brian. Era uriaș. Țăranul ăla de la Vâlcea, care s-a născut cu geniu comediei, a zis-o Ciulei Ezric. Ăștia, mare regizor care am avut. El a făcut box, știați? Știu că a făcut box. A făcut box. Era de o vitalitate extraordinară
Și ce să spun, în memoria lui, am făcut spectacolul Don Quixote, cu care am fost în toată Europa. Avea o intuiție genială. M-a apucat să fac așa un fel de pantomimă și zicea, domne, ce să fac eu cu purica asta, dragă, că este bun și când vorbește, dacă este bun și când nu vorbește, ne-a luat banii la toți. Așa, era fantastic. Cum pot eu să-l opresc, domne? Avea un principiu, domnul Ovidiu, de pedagogie genial. Spunea, dragă puric, eu nu văd privighetoarea să cânte. Eu îi aranjez aripile. Da, și el mi-a văzut natura mea și a lăsat-o. Putea să vină cu rigor cretine de institut să zică, băi, aici nu e așa, aici faci numai așa, pentru că așa. Nici pomeneală. Avea un spirit de joc, improvizat fantastic. Și eu în clasă, știți cum mă simțeam? Ca cu un prieten mai mare de la Vâlcea, care m-a învățat tot felul de lucruri. Devenea prieten cu tine. Pe de altă parte, avea o severitate benefică atunci când trebuia. Când trebuia. Și îmi iubea libertatea. Făcea așa ca o cloșcă mă apăra, le zicea la regizor, că era tot felul de regizori ăștia, vai de capul lor, zicea, dragă, pe puric, lăsați-l în pace că se regizează singur. Da. Vedeți, lumea nu știe. Repet, imaginea este un actor care făcea bancuri la televiziune, ori el a fost un mare profesor, era doctor, era... Domnul Ovidiu, cine-i lumea asta? E de ajuns că știu eu, că am fost în clasă și ce mă interesează, era Ambroise Paré, un chirurg al secolului XVI și zicea, prefer să am dreptate singur decât să mă înșel cu mii de dobitoci. Ce mă interesează pe... O să râdeți. Opinia publică, pe el, pe Puiu Crănescu, pe Toma Caragiu, pe ăsta, îl știu ca pe un mare actor. Ca pe un mare actor. Adică eu mai stau de vorbă. Bine, sunt și oameni de genul, m-a luat unul de la Național cu taxiul și a zis să mă rămân, lucrez aici? Da, ești mașinist, nu? Zic, da, lucrez în corpul tehnic. Mai zis, băi, și că nu știi care e mai mare actor? Și mi-a dat pe unul săracul de la stand-up comedy. Zic, asta este, zic, ce să fac? Aia e lumea. Dar pe de altă parte, am mai zis și eu, știți, și la șoferii taxi, găsești și dobitoși, dar găsești și oameni de o inteligență extraordinară. Mi-a zis unul, că domnul Dănuț, conducea, știți care e cea mai mare viteză acum? M-a făcut ăla praf. Zic, domnule, nu știu, este pe semne viteza dezvoltării tehnologice. Nu, domnul Dănuț, haba, este viteza degradării umane, domnule. Viteza? Degradării umane. Degradării umane. Da, păi nu vedeți, acum noi trăim teroarea punctului de vedere. Care? Lumea adevărată, poporul îl iubește, cum... nu vedeți, stau de... că, dumne, noi uităm la B1, nu la oameni, ăsta erau BD-urile alea, la munte și la mare. Da. Tot se uită, domne. Pentru că în cinematografia modernă n-ai ce să te uiți, ăștia sunt săraci cu halică. Da, face un rating colosal, toate filmele. Nu vedeți, erau mari, erau mari toți. Cotescu, Amza Pelea, toți erau mari. Jean Constantin erau mari. Eu i-am atins așa, ultima coadă a cometei. Pe care l-ați iubit cel mai tare? Sau domne, iubiți, că poate... Eu vreau să vă spun următorul lucru. L-am avut în clasă pe maestru Demrădrescu, care se amuza copios de Puiu Crănescu. Deci ei aveau... Până m-am avut onoare să stau cu ei în cabină, că făceam și o pantomimă. Și vedeam spiritoara, umorul fantastic, inteligența, cum își făceau poante unul altuia. Sunt pe categorii. Știți cum e? Goethe zice așa, axul valoric e pe verticală. Adică sunt oameni talentați, foarte talentați și genii. Ei, când ai de-a face cu aia foarte bun, e pe orizontală. Da. Așa este Mozart, Enescu, Wagner, Beethoven. Așa sunt și pentru mine. Așa sunt pe orizontală. Nu pot să-l urc pe unul pe altul. Sunt toți într-un tot. Beligan? Imens. De o inteligență extraordinară. De o inteligență... El avea... E intră în altă categorie. Prelucra inteligent rolul. Aducea toate personajele la el. Dar el era complex. Lumea venea să-l vadă pe el în rol. Mi-a spus cineva că îl imitați foarte bine pe Beligan. Da. Puteți să încercați? Da, bă, nu e vorba de asta. Dar eu când am aduc aminte, n-am altceva decât să-l imit. Știu că îi povesteam. El m-a băgat în Teatrul Național. El m-a băgat... eram... Îmi termineasă în stagiu, m-a văzut jucând... A spus la Botoșan, da, undeva, nu? Da, da, da. Și, cum să spun, am mai povestit asta, dar este de-a dreptul copioasă. Domnul Mihai Mălai Mare, care a fost la Teatrul Național, a venit la Botoșani să pună o piesă. Eu eram acolo, eram în anul 3 de stagiu. Care și... e la Teatrul Masca, acum, la Teatrul Masca. Directorul Teatrului, da, Masca. Da, 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 da. Și un om cu care face o treabă extraordinară, apropo, și de pantomimă și de mișcare și asta.
Și a făcut o piesă de teatru în care eu jucam rolul principal. Și el, pe semnă ca să arate ce a făcut în Botoșani, a dus-o la Teatrul Național. Și la Teatrul Național, în sală, l-a chemat pe Meștru Berigan, care era directorul Teatrului Național, membru supleant al Comitetului Central, era președintele Institutului Mondial de Teatru. Domnul Ovidiu, și după piesă, a venit, mi-a pus mâna pe umăr și a zis: ești genial, am să te angajez aici la mine, ai terminat stagiul? Am terminat, maestru. Nu, ești nemaipomenit, eu n-am văzut așa ceva în teatru, mișcare, aplomb. Și am ieșit atât de mândru din Teatrul Național, știu că ningea când am ieșit afară, în seara au chemat și pe mama și pe tata. Și eram atât de fericit că m-a angajat Meștru Berigan, era istorie, el avea jumătate din istoria teatrului românesc, era Berigan. Și a venit mama cu tata, venea așa prin zăpadă, puși, 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 tata mai încet, că era în vârstă, și tata, mama tot îl certa. Tata, 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 tata. Și zic: mamă, zic, ți-a plăcut, zic, a fost succes mare. Mamă, mie mi-a plăcut, dar nu mai vin cu nenorocitul ăsta la teatru niciodată. Nenorocitul era tata. Zic: dar de ce, mamă? Mai dormea lumea în sală, dar aici sforea în ultimul hal. Și atunci, pe urmă i-a zis Meștrului Berigan, și povesteam de ce spectacole vreau să fac, zic, maestre, zic, aici trebuie să schimbăm conceptul de teatru, trebuie să intre, și mă asculta și ești fantastic de deștept, dar ce dracu căuți tu între proști ești aici la Național? Păi zic, dumneavoastră m-ați angajat. Iartă, m-am uitat. Da, era cu un umor fantastic. Adică mai trecem și la sport, dar vă mai întreb ceva, că de Demn Rădulescu. E adevărat că era foarte zgârcit sau e folclor? Dom'le, el avea chestia asta, o avea, dar o făcea într-un fel atât de pitoresc, din zi, băi, era ziua lui și mi-a zis: dragă Puri, tu ești șeful clasic, cât sunt, bă, 1, 2, 3, 4, 7, da, cumpără 7 pateuri. Și am cumpărat 7 pateuri și Maia, am fost coleg cu Maia Morgenstern. Și Maia, erau cam tari pateuri. Nu se sfia să-l mănânce, zis, mănâncă-l că iau și pentru maică ta, stai liniștit, îi duce acasă. Părmă, venea, a primit o invitație de la ambasada Marocului. Și zicea, da, hopa, un loc, un loc, iar sare mama gardul. Da. Cu un loc, doamne, era teribil. Nu două, ci unul. Da, un loc, că chiar sare mama gardul. Bun, hai mai venim la sport. Vă uitați la meciuri, mergeți, vă place? Ce sport vă place afară de cele de contact? Nu sunt așa un iubitor. M-am uitat întotdeauna când a fost o miză națională la fotbal sau la tenis. M-am uitat, îmi aduc aminte momentul acela glorios cu Steaua, cu Duca Gădamne, când eram pe la Botoșani, și sigur că n-ai cum să nu solidarizezi. Vreau să vă spun că a fost dat un meci România-Columbia și am ținut cu Columbia, dar nu știți din ce cauză. Eram în mașină cu o babă, 311, vară, cald, așa, și au intrat de repede ăștia, care sunt: România! Și au început să rupă scaunele, să zguduie tot, și în clipa aia, când i-a văzut pe aia cât de vulgari sunt, de nebuni, am ținut cu Columbia, dumneavoastră, eu cu baba. Pentru că mi se părea că era în minoritate. Da, aia rupeau și gard. Baba ținea cu Columbia? Pe cred și eu, ca să se apere, că aia rupeau scaunele, răsturnau mașini, erau groaznici. Nu-mi plac manifestările astea grobiene, cu bătăi, cu astea, mi se par de joasă speță și n-au legătură cu caracterul sportiv. Sub nicio formă nu... sigur că o galerie este minunată, că trebuie să inducă o stare, dar când se ajunge la vulgaritate și la violență, sunt subspecii. Și agresivitatea n-are ce căuta în sport, dacă faci sport cu adevărat și dacă vrei să-l susții. Și din sport aveți așa vreun model, să zic, un om pe care îl iubiți? Mi-a plăcut fantastic de mult Ilie Năstase, un mare artist. De fapt, am avut așa o întâlnire în care el, mă rog, a spus niște lucruri frumoase vis-a-vis de mine și am răspuns și eu că atunci când l-au sărbătorit pe Fred Astaire, la 4.000 de inși, la 80 de ani, a vorbit foarte frumos Barășnikov, mare, da, mare, da, imens. Da, da. Și știi ce a zis de Fred? A zis: dragă Freddy, ai bătut step genial. Parcă era Ilie Năstase pe teren. Da, n-am știut. Da, teribilă chestia. Barășnikov, pentru că Ilie Năstase tot timpul a fost artist, a fost imprevizibil, a fost fantastic. A avut un farmec și o... Domnule, nu, a avut geniu. A fost geniu. A avut geniu. Corect. Și așa, cu libertatea lui. Celelalte defecte ale oricărui om, că nimeni nu e perfect. Știți, de dragul cireșilor mănânc și cozile. Da. Ziceți-mi, domn Puric, dacă ar fi să-l distribuiți pe Ilie Năstase într-un film sau într-o piesă, ați jucat, ați regizat, unde l-ați spun? Ce l-ați face? L-aș lua într-o piesă cu foarte mult umor și cu foarte multă libertate,
L-aș face Arlecchino dacă ar fi, aș face în comedia de la arte, pentru că el are un spirit proteic. El este un neastâmpărat. Mie îmi plăcea cum strica regulile unui joc. El nu era din ăsta să câștige la fileu așa. Nici eu când făceam judo, nu-mi plăcea, eu făceam artă. El făcea un spectacol. Așa este. El a făcut întotdeauna un spectacol, deci avea o capacitate și are, el e o capacitate proteică. Chiar și în viața lui particulară face un spectacol. E un om liber. Frumos spus. Spuneți-mi, Simona, la Simona Halep vă uitați? Care este? Mai, cum să zic, mai puțin, că în ultima vreme nu m-am și scos televizorul din prima, adică am renunțat la televizor, dar este... Cum, ați renunțat la televizor? Da, da, da. De ce? Păi ca să mă liniștesc, să fac terapie, ce mă uit la Labrador, e mult mai inteligent decât ce se întâmplă acolo. Sunt știri, 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 iară știri. Nu. Cum, seara când ajungeți acasă? Sunt nicio formă. Citesc o carte, sunt, nu, nu. Este, mă uiți pe telefon. Nu vă mai puteți uita că nu-l mai aveți, înțeleg. Nu, dar e o chestie de terapie, de curățenie, nu. Filmele care sunt toate vai de caprori, numai știri făcute. Sigur, am discutat. Păi, vă dau un exemplu. M-am întâlnit în parc cu un tip care avea și un câine. Și mă rog, s-au împrietenit câinii și zic, domnule, ăsta te mai scoate din televizor. Și ce mi-a răspuns ăla? Domnule, dar să vă spun sincer, domnule, tot îl las, domnule, să aud zgomotul așa aici. Zic, dar nu vă deranjează zgomotul? Nu, intru în panică când nu mai e. Dar iertați-mă, o carte citiți? Domnule, sincer să vă spun, eu lucrez la o multinațională, mai mult de o pagină nu pot, că încerc să o traduc în engleză. Ăla sărat era distrus. Dacă intrați într-o cârciumă, muzica și televizorul merge în continuu. Aia este bruiaj, domnule. E calitatea muzicii proastă. Mă, nu este o muzică din aia care să fie așa de mare calitate. El nici, săracul ăla nici nu se înțelege acolo la masă. Oamenii sunt, cum să zic, luați de media, vorba lui Marshall McLuhan, și că noi respirăm mediu și mediul ne schimbă. Uitați-vă, deci televizoarele merg în plin, ăla, dar vrei, te duci într-un hotel dimineața la breakfast, îți bagă toate știrile nenorocite și tu vrei să mergi un nou. Poate e nevoie de o altă... Dar sunt unii care nu pot. Intră în sevraj. A fost o fată la doctorul Pavel Chirilă, cu mama, adică mama cu fata, și a zis, domnul doctor, se uită 18 ore pe zi la televizor. Și nu știu ce se fac. Și a zis, domnul doctor, a întrebat-o, spune și mie o imagine care ți-a rămas. Și a s-a uitat așa și în cele 455 de miliarde a zis, un șarpe. Păi ce cortex mai are ăla de... Și să știți că foarte mulți au renunțat la televizor. Bine, sunt oameni care nu pot să generalizez asta. Mai există unii, zic că mă uit la Discovery, la Animal Planet, ca să mă liniștesc. Sportul, sigur că sunt oameni care trebuie să urmăresc sportul la televizor, asta, dar pe mine nu mă mai interesează așa de mult. Spuneți-mi pe Simona Halep, da, în ce ați distribui-o? Acum astăzi vorbesc cu regizorul, nu mai vorbesc cu actorul. Aș distribui-o în Ioana Darc. Da, frumos. Da, pentru că are o tenacitate, e machedoancă. Și merge, cum a mers și Ioana Darc, că era o fetiță acolo unde dădea nimeni doi bani pe ea, a avut o tenacitate din asta. Iar are și o tenacitate admirabilă a sămânței macedonești. Are un fel de a lupta pe... Valabil și pentru Hagi. Sigur că da. Mare că sportiv. Alt Macedon. Alt Macedon și mare sportiv. Și ei au un soi de demnitate. Mie mi-a plăcut și faptul că și-a făcut cruce pe teren, în contextul în care toți ăia sunt pudibonzi la religie, mă rog, niște concepții din astea ușor retardate. Dar ea a fost liberă. Macedonca a fost liberă. Aici nu vreau să fii fanatic. Eu am mai văzut și pe unul spaniol, își făcea cruce. Așa el. Poate musulmanul nu își face cruce, se apleacă la Allah. E foarte frumos că fiecare își respectă. Adică așa a adus crucea credinței. Bun, dar de pildă noi, toată lumea, să zic așa, îl cam ironiza sau îl privea de sus pe Ordenescu că tot timpul săruta icoanele. Da, domne, lăsați-l în pace, domne. Cum să zic, el așa, era felul lui. Dar era o valoare? Da, sigur, fără îndoială. Discutând la nivel de valoare? Îl prefer să sărute icoane decât să bea... să drogheze sau să facă cine știe ce. Era un om cu credința lui. Poate mai exagerată, dar așa era el. Nu făcea rău cu nimic. Și nu astăzi sunteți un tip religios, nu? Nu, sunt un tip care crede normal. Mă inflamez așa când văd că ăștia scuipă pe cele sfinte. Și atunci normal, nu? Bun, dar tot vorbeam de Hagi. Aveți o
să zic, o slăbiciune, o sensibilitate specială pentru Macedon sau? Am. Și de ce? Am, au fost foarte tari în pușcările comuniste. Foarte tari, indestructibili. Avem martiri extraordinari, adică vorbeam cu foștii deținuți poliți, ziceau, doamne, erau macedoneni ăștia, nu cedau, doamne. Și în general, dacă te uiți la ei, fiind risipiți acolo între greci în astea, au trebuit să-ți țină. Să-ți țină, i-am da, zis... Da, a fost o solidaritate, ceva. Dar e fantastic. Cu spiritul comerțului, sunt foarte tari la bani, la asta, adică au un geniu. Nu cred că există macedoni săraci. Da, 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 au un geniu al comerțului. Fără să fie scroci și fără să fie speculanți. Au ei un geniu al comerțului și sunt purtători de glie extraordinari. Extraordinari. Eu îi admir foarte mult. Și gândiți-vă că sunt oameni, Constantin Noica. Știați că a fost macedonean? Da, știam. Nicolae Iorga da, a fost macedonean. Așa este. Șaguna, marele mitropolit, spunea, că era înconjurat de Habsburgi, zicea, fă și taci. Macedoneanul ăsta, domnule, fă și taci. Au în ei, ori avea și de generație, ca și tu, noi, dar ei sunt o esență de popor român. Așa este. De acord. Apropo de Macedon, că tot vorbim, Gigi Becali, că știu da, că l-ați cunoscut, ați da, avut unele, da, chiar v-a ajutat în anumite domnule, împrejurări. Este admirabil. Admirabil, pentru că să vă spun, așa cum este el, că m-am mai certat cu el, așa că el este un tip expansiv, așa și un dat incontrolabil. Are un suflet de aur omul ăsta. Eu ultima oară acum am făcut o conferință ca să ajut o fată care are oarbă și am strâns vreo 6.000 de euro, biserica 4.000 și am dat telefon, băi Gigi, zic, te rog în suflet, zic, uite că trebuie să ducă cu celulele STEM, zic, bă, domnule, dacă tu crezi, am dat 11.000 de euro. În contextul în care el avea averea să-i chestia, tot îl urmăresc ăștia, haimanarele astea. El a făcut mănăstiri, el a făcut, cum să spun, e cu steaua lui acolo, nu opriți, nu e incompetența mea. Numai eu știu câte pensionare am ajutat și nu-l buri prea mult la cap. Pe urmă, a dat, eu vă spun așa, acum 2 săptămâni a murit una din somitățile științei românești. Nici găinare ăștia și nici la televizor n-au spus nimica, pentru că sunt în ultimul hal de ignoranți. În America sau în Franța făceau funerare naționale. A murit cel mai mare iatrolog, Radu Iftimovici, cel mai mare istoric al istoriei medicinei. A luat premiul Kalinga, al doilea după Nobel. Nu se știe nimic. Și am zis, Gigi, vrea să scoate ultima carte, era la Paris. Îi trebuie 3.000 de euro. Bă, Danuț, eu îl cunosc pe două profesori, te cunosc pe tine. Eu nu citesc cartea aia, nu știu cine citește. O citesc eu, Gigi. Dom'le, mi-a dat 3.000 de euro, dom'le. Cartea va ieși, sub egida Academiei. A mai scos o carte așa, tot așa. A făcut niște gesturi de genul acesta extraordinare. Eu pe omul ăsta l-admir, așa cum este. Mâine poate să-mi spună că, a zis, îți spun eu toți banii. Numai pentru câte mănăstiri ai făcut, numai pentru câți oameni sărmani ai ajutat. Știu că este la un moment dat mai liber, mai slobă la gură, că face gafe, că asta este altă treabă. Dar dacă îl vezi un om, îl iubești pentru gesturile lui. Nu, asta e tipic pentru român. Noi nu reținem și nu pedalăm decât pe defectele omului. Bravo! Pe cusururi, exact, cât mai puține domnul decât Vidiu, calitățile. Ați spus-o perfect. Asta este una din defectele populației românești, că poporul român vede calitățile. Populația este asta terminată, distrusă, în proces de distrugere. Nu vedeți că identitatea națională se distruge, identitatea biologică se distruge. Sportul la noi în România, eu sunt foarte bun prieten cu domnul Florentin Marinescu, care este președintele, da. Un om, cum să zic, care, iată, a primit, cum să spun, cea mai mare distinție, 10 dani în jiu-jitsu. Știți că a pregătit pușcașii marini în America? A fost profesorul pușcașilor marini. Eu îl cunosc de când făceam judo. Ieri m-am despărțit de el, că m-a invitat să fac o demonstrație de pantomimă. Îl apreciez imens pe omul acesta, pentru că este o valoare națională. De Florentin Marinescu vorbiți. De Florentin Marinescu vorbiți. Da, este ca lucrat, i-a pregătit pe ăștia, pe la SPP, pe la serie, pe nu știu ce. Dar acolo este spiritul Budo. Este spiritul ăsta, cum să zic, japonez. El n-a făcut nicio concesie vreodată de la această etică a sportului, a marului sportiv. Și a pregătit și în armată, și în securitate, și în poliție, peste tot. Da, bun, da, pușcașii marini, adică într-o bază navală americană. Dar de ce vă mirați dacă omul este de performanță mondială? Bun, am început să ne mirăm că unul de la noi e de performanță mondială. Mie Bibanu mi-a zis, dragă Puric, tu când faci pantomimă americanesc cu maculatorul.
Și după aia am luat premiul la Chicago. Chicago Artist International Program. El mă vedea. Eu nu știu că, băi, tu să faci... Ne arătați ceva acum, scurt. Așa. Nu pot să fac. Știți cum e chestia asta? Ca vraca, l-au chemat la petrecere și a zis, recitați-ne ceva. Și a zis, Broasca nu cântă pe uscat. Dați-mi teren. Ce vreți să... Vă rog și pe noi să dați cu capul mingii. Aici. Nu se poate. Da. Bun, hai să ne întoarcem la Gigi Becalic, care e un personaj, cu bune da. Și cu rele. Credeți, l-ați cunoscut și înainte de nu, detenție nu, și... Nu. A, ba da, ba cum sună? Bun, credeți că de am fost și în pușcărie la el. Ați fost am fost în pușcărie la el, m-a primit, a fost extraordinar și ăla, polițistul, foarte respectuos și a fost el la pușcărie, m-au controlat tot așa ca să intru. Am ținut un discurs la pușcărie și genial. După ce m-au controlat, așa a zis, să trăiți, maestre, noi vă respectăm. Și am dat un miliția mai tâmpit care mi-a zis, ai două minute să stai de vreo cu deținutul Becker. Și Gigi, dar nu, bine ai venit. Să... Zic, Gigi, zi-mi repede că n-am decât două minute. Bă, ce ți-ai zis că ai două minute? Mă? Zic asta. Bă, ăsta stă cu mine toată viața aici, bă. Ăsta e prietenul meu. Eu am nebunit că zic că stau toată viața cu el acolo. Și el avea cărți de la Sfântul Munte, avea icoane. Așa este universul lui Gigi. El nu trebuie judecat acum că vii de la revista de Dialog Social sau de la Dilema. El este o entitate de Macedon acolo, cu ale lui. M-ați înțeles? Da. Pe ce sistem de referință judecăm? Eu judec omul după fapte, după roadele lui. Câți au averea lui Gigi pe care și nu dau nimic? Câți? Este așa țara este. Plină de securiști cu bani, așa niște este. Nenorociți și nu dau. Când a fost inundat Sinada Togosta și o să-mi spuneți, eu n-am luat de la el nimic niciodată. L-am invitat la teatrul meu și mi-a zis, bă, dar nu vin că nu mă pricep. Clar, mi-a zis-o foarte scurt, nu mă pricep la chestia asta. Ce onestitate. Alții vin și mai și scriu cronici de teatru, niște derbedei. Dar bă, când te-a pus să scriu cronici de teatru, mai bine este așa, am terminat institutul de teatru, nu mă pricep, sunt oligofren. M-ați înțeles? Da. Gigi a zis, sunt incompetent. Pune-mă și pe mine, mâine să-ți antrenezi echipa de fotbal la Steaua. Bă, Gigi, sunt incompetent. Iartă-mă. În clipa în care un om își declară incompetențele, e un om inteligent. Da, da, e mare lucru să spui, nu mă pricep, nu știu. Puteți să gestionați Institutul de Fizică Atomică? Dacă sunt cretin și fac parte din guvernul României, zic da. Pe când zic, dom'le, nu pot, dom'le, nu-i competența mea. Bun, hai să ne întoarcem, să fiți iarăși regizor. Mircea Lucescu, vă spune numele ăsta ceva? Un om foarte echilibrat. Pe el l-aș face regizor. El știe să gestioneze extraordinar, un bun strateg. Da, antrenorul e similar oarecum cu regizorul. Păi, dar cum, domne, omul ăsta are un echilibru al lui. Este fantastic. Și vă spun eu așa că reciupesc la fotbal mă uit. Dintr-o fracțiune de secundă îmi dau seama. El știe să pregătească o armată. El știe să distribuie, are un talent românesc extraordinar. Și rețineți, foarte echilibrat, o inteligență armonică. Nadia Comăneci, trebuie să-i luăm pe toți la rând. Nadia Comăneci este o stea. E, ați văzut din alea stele căzătoare? Trebuie să stai mult cu ochii pe cer ca să mai prinzi una. Da, aveți dreptate. Bun, hai să încercăm să sunăm un prieten comun, dacă îl avem deja la telefon, să vedem dacă îl recunoașteți. Dar cred că îl recunoașteți. Cătăline! Bună seara, domnilor, și mă bucur să vă aud. Bună seara. Avem în studio, l-am în studio pe domnul Dan Puric. Da, știu, pentru că are un timbru total atipic și da. Foarte drag. E filatelist, da, are timbru, e filatelist. Are un singur timbru, da. Auzi, dar valoros. Te lăudai că ești prieten cu domnul Dan Puric. Să vedem dacă le cunoaște, adevărat? Nu recunosc, pentru că dacă recunosc că sunt prieten cu Cătălin, este o revoluție. Știți cum e cu Cătălin? El are și vulnerabilitatea, și bunul simț, și talentul al românului. Și când eu am ceva, când am un prieten de suflet, tendința mea este să-l apăr, să nu-l declar public. Da, știți că oamenii, să nu-l expuneți. Să nu-l expuneți. V-ați înțeles? Iubirea, marile iubiri și prietenii sunt în taină. Așa că eu când mă întâlnesc cu el și ne dăm telefoane, vorbim în taină. Sigur că e prieten. Mulțumesc, sunt onorat. Chiar sunt onorat pentru că eu cu Dan și mai ales pe Dan l-am văzut în multe, multe, multe spectacole pe scenă, l-am văzut și în conferințele lui, mă sfătuiesc cu el, învăț multe lucruri de la el. Și e bine atunci, asta e părerea mea, atunci când vorbești cu Dan Puric, să taci și să-l asculti.
Mi-a zis în timpul emisiunii. Dar să știi că eu te-am sunat nu ca să-l lauzi pe domnul Puric, ci ca să mă ajuți pe mine. Nu mai am întrebări. Ia, pune tu o întrebare. Așa, Cătălin, iartă-mă, știți cum e cu Ovidiu? În situația a fost un maestru zen care a zis: bă, să mă întrebe cineva ceva, că sunt plin de răspunsuri. Întrebări n-am răspuns. Da, eu nu știu ce ați discutat voi până acum, dar Dan, în afară de faptul că este un actor pe care nu mai trebuie eu să-l caracterizez și un om de o cultură absolut senzațională și cu o memorie fabuloasă, nu știu dacă voi ați atins subiecte în care, sau tu, Ovidiu, în care Dan să-ți povestească lucruri și sunt sigur lucruri haioase, cum spune, spune românul. O emisiune serioasă, bă, nu, Doamne iartă. Am descongestionat-o noi. Amândoi suntem la cravată, bine, nu vezi oameni serioși, nu... Atunci e bine că încerc să o schimb. Mi-a povestit Dan la un moment dat, dacă are amabilitatea să spună și ție și celor care vă văd. Dan, îți aduce aminte, mi-ai povestit, parcă zburei spre China la un moment dat și povesteai ceva de golurile de aer, absolut fabulos, când aregai după orez, că erau parcă toți speriați. Da, e absolut senzațională. Eu am râs cu lacrimi, râd și acum numai când mi-aduc aminte frânturi din ea. Da. Eu astfel o povestesc rapid. Nu, mă duceam spre Australia și când am nimerit deasupra Oceanului Indian, avionul ăla imens cu cocoașe, cu 300 și așa, a intrat în tulburența aia și, doamne, nu 10 minute, 5 ore, s-au zis toate rugăciunile, au și budiști, mii de cruci, alu la față, terminat. Domnule, am zis, doamne, cât de mult a însemnat pentru mine regimul Ceaușescu. Știți că pe foamea aia, dacă eu în bloc ziceam ulei, se deschideau 300 de uși. Veneau toți la coadă. Și eu stăteam acolo așa și după 5 ore de... S-au zis... Am ieșit din turbulență și ne-a dat mâncare. Dom'le, și după ce ne-a dat mâncare, a căzut avionul în gol, nu știu cum, așa, de a plecat tava în sus. Am fost singurul din avion care a prins orezul. A zis, zac! Peste Bruce Lee. Și a zis și aia, malezianca aia care acolo, toți erau cu tăvile în cap, nu mai erau cu orezul. S-a creat viteza asta care ți-o dă foamea, domne, actul de supraviețuire. Și am mai pățit o dată, am călătorit mult, sute de ore cu avionul, eram tot așa la Swissair, în 91. Ați mers în 91 la Swissair, se mânca fantastic, acum îți dăm un sandwich cu 5 euro, acum se mănâncă bine pe tarom. Atunci mâncat de toate, friptură, ciocolată și le luăm de toate, că românul nu mănâncă niciodată pentru ceea ce este, ci pentru ceva să vină. Și am mâncat și presupun că Dumnezeu m-a văzut și a zis, băi, potolește, și a intrat avionul în tulburență și buf, a făcut, s-a speriat lumea, a căzut vinul pe jos și m-a speriat, frică biologică. Nu, era una spare că... Doamne, ce se întâmplă? Și când mă uit, unul cu părul alb îmi zice în românește, că uite așa îmi face de viață întreagă. Era singurul cuplu de români. Adică, domne, e demență, domne. Nu știi cum... Da, bun. Cătăline, îți mulțumesc mult. Chiar mi-ai dat o mână de ajutor. Să te pregătești și tu pentru emisiune. Mai ai o tranșă de vreo 500 de meciuri să te uiți și după aia, când devii competent, te chemăm la prietenul Ovidiu. Dar nu e o problemă. Dacă îmi faci onoarea de a mă invita la tine în emisiune, oricum îl sunt pe Dan și rezolv problema. Cătălin, dacă m-ai invitat pe mine cu atâta grație și prietenie, care sunt total incompetent și am scos emisiunea până la capăt, îți dai seama cum va fi cu tine. Da. Îți dai seama. Voi face o emisiune de 3 ore. Suntem într-o țară condusă de incompetenți. E la modă. Mulțumesc mult! Vă îmbrățișez cu drag și seară bună, numai bine. Continuare. Mulțumesc, doamne! Vă pup! Spuneți-mi, cum v-a venit ideea, sărim de la una la alta, suntem lăcuste azi. Da, eu sunt puric, sunt obișnuit. Cum v-a venit ideea să țineți conferință? Asta a fost în America o modă, la un moment dat, toți mari scriitori țineau conferințe sunteți, și la noi în perioada interbelică. Sunteți grozav. Sunteți grozav, pentru că ați pus o întrebare pe care mi-am pus-o eu. Și eu îmi vedeam de regia mea de... Și la un moment dat, bine, cred că momentul declanșat a fost când a murit mama, Dumnezeu să o odihnească. Am scos și o carte atunci teribilă. Cred eu, încep să mă deșifrez, știți? Da. Am simțit că se dărâmă țara asta. Am simțit așa ca pe piept, ca la preinfarct, și când simți aici o durere, că ăștia își bat joc de țară. Și atunci,
instinctiv, vorbindu-le la cursuri, la astea, mi-am dat seama că pot să spun ceva ce am pe inimă. Nici nu știam dacă am sau nu, am dreptate, dar știam că am o durere. Care e durerea mea, aparține și acum, vorbesc, le vorbesc din durere și din dragoste acestor oameni. Dar simțind nevoia și, să vă exprimați. Dar nu numai să mă exprim, să exprim un adevăr. Așa cum era el, ciuntit, boțit, bă, dar nu se poate. Că așa cum am văzut, simt nevoia să ies să le zic. Păi ce facem, mă, ne țineți tot timpul în tribune? Noi când? Când mai facem țara asta? Noi vezi că tot timpul ne bagă ăștia în tribune? Noi suntem, cum să zic, servanți de tun. Ne dau ordine numai toți retardații de dincolo, care au din astea instincte de pirați colonialiste. Și tu cum răspunzi, mă? Istoria nu se face cu ce îți spune ea, ci cu ce răspunzi tu. Și atunci, din nevoia de a răspunde, de a face curat, de adevăr. Și vine lumea? Păi spre nefericire, altora vine. Vine, sunt sale arhipline. Cu toate că, știți, acum există linșaj virtual. M-au făcut securist, m-au făcut, au zis că sunt ocultă, au zis că sunt omul rușilor, că sunt naționalist comunist, că sunt legionar. Au tras pentru că trebuie... Domnul, nu știu, așa, când mă uit la asta, am impresia că sunteți omul rușilor, nu știu de ce. E bine să duceți ideea mai departe că mă apără. Da. Deci că, bă, nu mă atingeți de asta, așa că domnul Ovidiu nu ți-a zis, are intuiție, domnule, pe teren, este omul rușilor. Asta mă, că în România, la, cum să zic, masa asta de mameluci, merge la chestia aia, că mă, ta știi cine sunt eu? Ați observat ceva, domnule, că dacă zici un adevăr, ăla zice, bă, ăsta are pe cineva în spate. Da, da. N-are cum, domnule. Nu e singur. M-a întrebat unul, că pe cine ai în spate? Unul tare. Și zic, eu am sus și jos. Adică ce vrei să zici? Sus e Dumnezeu și jos e mama la Sfânta Vineri care mă aștept. Aia, asta, domne, asta. Mie să-mi spui, ma ta. El săracul tot nu credea. Domne, în spatele lui Dan Puri trebuie să fie cineva. Păi nu e nimeni, mă. E bunul Dumnezeu și credința mea în poporul ăsta. Domne, nu pot să concepe. Și atunci îi dau toate ploșnițele alea din spațiu virtual. Sunt puse să... Ne-ați văzut că se întinează orice culoar de onestitate, de verticalitate în România. Dacă ai stupiditatea să crezi ce este pe media în general sau pe chestii virtuale, ai înnebunit. Tu trebuie să te întâlnești. Și asta admir la poporul român. Domnul Ovidiu, nu pune botul pe așa ceva. Că în mod normal, de 10 ani de când încearcă ăștia să mă compromită, eu am stările nu pline, arhipline. Arhiplinele am. Deci când țin o conferință sau în biserică sau țin la sala de sport sau la palatul, sala palatului și am mai mers cu cântăreți de muzică populară, cu Zanfir, sau singur, oamenii vin. Oamenii vin. Am acum o piesă care a scos-o acești luni fantastici. Domne, mi-au rupt afișele, m-au pe electronic, să mă compromită, să mai știu ce. Le este frică de adevăr. Le este frică. Spuneți-mi, care credeți că e cea mai mare calitate și cel mai mare defect al populației românești, să nu mai zicem populația? Nu, că... nu. Cum să zic, că sunt două lucruri diferite. Populația nu are calități, are cantități. Da, și asta e cantitate. Știți că Marx a zis că acumulările cantitative dau salturi calitative. Săracul, contabil. Nu, niciodată. Poți să aduni 1000 de tâmpiți că nu dă. Zicea Constantin Oica, bietul eu sunt noi. Îl adun pe Balzac, cu Pușkin, cu Dostoevski. Nu, îl adun pe Neafane, cu Gigi și cu Ionel și nu fac bă de un Balzac. E și o teorie a tăietura numere superioare. Oricât de multe numere inferioare ai aduna, nu faci de un număr superior. Te naști cu anumite chestii. Calitatea acestui, defectul acestui popor e de la... Herodot, zice getodace, cei mai viteși și mai drepți. Păcat că dintre traci. Păcat că nu sunt uniți. Da, e o continuare pe care noi nu mai citam. Nu știam. Nu știu, eu știu, dar noi nu citam, n-avem. Da. Cel mai ăsta este mare defect. Cinstit și mai marea viteși și... dintre traci da, și ne da. Oprim. Până urmează dar. Mai aveai Minescu o remarcă. Tara poporului român, adică defectul, tara poporului, este lipsa încrederii în sine. N-au încredere românii în ei. În schimb, calitățile pe care le văd eu la acest popor, dacă el nu are încredere în el, are încredere în Dumnezeu. Știți ce mi-a zis mie un țăran? Domnul Poli, dumneavoastră credeți în Dumnezeu? Și domnule, cred. V-am văzut la televizor. Eu sunt peste dumneavoastră. Dar cu umor, gen Moromet, așa mă... Zic, da, cu ce, domnule? Domnul Dănuț, eu nu mai cred. Eu am și încredere în el, domnule. Da, frumos. Care este... E altceva. Un alt salt. Frumos. Da.
Ei, am ajuns cam către sfârșit, așa, n-ați vorbit chiar tot timpul, am mai vorbit și eu. Eu vreau să îmi spune ceva producătorul, dar nu știu. Să mă dea afară, bă. Cum? Să terminăm? A vorbit prea mult, domnul? Nu. Glumesc. Drăguț, da. L-ați imitat pe Berigan? Mai imitați pe cineva așa ca să terminăm? Nu mai imit, am imitat întotdeauna, dar nu mai imit, că sunt acum atâția imitatori. Încerc să mă imit pe mine. Asta e mai greu. Da, bănuiesc. Sunt în viață. Deci Hitchcock, atunci ești genial, când încerci să te imiți pe tine. Da, corect. Da. Spuneți-mi, dacă ar fi să schimbați ceva, un singur lucru în România de azi, ce ați schimba? Mentalitatea. Adică lucrul cel mai greu. Adică mentalitatea mai greu. Și nu a schimbat-o cu ceva străin. Ea și întoarce la rădăcină. Atâta tot. Da, mentalitatea, ca să terminăm pe subiect, ar trebui schimbată și în sport, atitudinea, ca să zic. Da, da. Poporul față de mișcare, față de exercițiu sigur fizic. Că da. Sigur că da. Păi nu vă e milă de... Mi-a zis cineva, preda lecții de pian și la pian stai o oră jumătate. L-a găsit după 10 minute așa. Nu vă spun ce în Institutul de Teatru. Nu vă spun la tineri actori cum sunt. Vai săraci. Ce nu știu milă. Să meargă, nu că nu știu să aleargă. No, nu știu să nu vorbească. Știu să meargă. Nu știu să meargă. Și, na, săraci sunt așa și... În institut nu se face cum trebuie. Nu se face coreografie, nu se face sport, nu se face... Eu n-am zis sport așa să te bați. Nu se mai face sport în școală, în România. Domnul Ovidiu, e un program de degenerare a acestei țări, prin care începe... Uitați-vă, unul care zice că e președintele țării sau nu este, zice, scoate ora de sport din asta, ăla este dușmanul poporului român. Corect. Da, vă mulțumesc din suflet, domnul Dan Puric, vă aștept și cu alt prilej. Mulțumesc celor care s-au uitat la noi, vă dau o nouă întâlnire miercurea viitoare, vă urez tuturor să vă meargă până atunci cât mai bine.